În comuna Lerești, administrația locală a hotărât ca la toate monumentele eroilor din localitate să fie depuse coroane de flori și să se oficieze câte o slujbă religioasă în cinstea eroilor căzuți pe câmpurile de luptă. La monumentul din fața primăriei, după ceremonia religioasă, s-au depus coroane de flori. La zi de mare sărbătoare creștinească, Înălțarea Domnului, cu toții sărbătorim, ne sărbătorim și ne cinstim eroii care și-au dat viața pentru întregirea neamului românesc. Cam fiecare an, Comuna Lerești, Primăria, Consiliul Local, în colaborare cu asociațiile culturale din comună, Asociația Culturală Lerești Mușcel, Asociația Alonelu, Asociația Cultul Eroilor Sufiliara Lerești și cu Asociația Cultul Eroilor Filiala Județeană Argeș, împreună cu preoții din localitate și cu Consiliul Local și toți cei care participă la aceste evenimente, celebrăm și noi la toate cele 6 monumente din localitate, prin depuneri de coroane, prin slujbă religioasă, iar și anul acesta, după cum știți, noi am avut în program și ne ținem de cuvânt să reabilităm și să punem în valoare toate monumentele pe care le avem în localitate. Anul trecut a fost rândul monumentului de la Voinești, de la Ateneul Sarmiza Bilicescu al Mănășteanu, care a fost reabilitat, iar anul acesta vom încheia aceste evenimente prin resfințirea monumentului de la Valea Foii. La cimitirul eroilor din primul război mondial, Comuna Lerești, și la monumentul eroului Vasile Milea, din curtea bisericii cu hramul Înălțarea Domnului, militarii garnizoanei Câmpulung au dat onorul primarului localității, după care s-a oficiat slujba de pomenire și au depus coroane de flori. Întregul ceremonial s-a încheiat cu defilarea gărzii de onoare a garnizoanei Câmpulung.
La monumentul eroilor de la Valea Foii a fost prezent un sobor de preoți care a oficiat slujba de resfințire a monumentului care a fost reabilitat. Cu această ocazie s-a oficiat slujba de pomenire a eroilor și s-au depus coroane de flori. Garda de onoare a garnizoanei Câmpulung a trecut în pas de defilare prin fața celor prezenți. Doamne Dumnezeul nostru, cel ce puterea ta l-ai zidit-o, din care ai întemeiat neamul omenesc și cu înțelepciunea ta o curmeiești popoarele, ridicând de rândul lor oameni viteși, înțelepci și pricepuți, care să le lumineze și să le conducă spre voia ta pentru binele lor. Auzi-ne pe noi care ne-am adunat astăzi în jurul acestui monument ce s-a ridicat într-o pomenire a eroilor neamului nostru. Ne rugăm ție, scrie numele lor în cartea legilor tăi. Se binecuvintează monumentul acesta ridicat în cinstea eroilor români căzuți pe toate câmpurile de luptă, prin strofire cu această apă sfințită, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Se sfințește monumentul acesta ridicat în cinstea eroilor neamului românesc, prin stropirea cu această apă sfințită, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Se binecuvintează monumentul acesta prin stropirea cu această apă sfințită cu harul Sfântului Duh, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Veșnica pomenire, veșnica pomenire, veșnica lor pomenire. În 1948, Ziua Eroilor a fost stabilită prin decret pentru data de 9 mai, abrogându-se astfel prevederile anterioare. Revenirea la tradiția sărbătoririi Zilei Eroilor în ziua Înălțării Domnului s-a făcut în anul 1995.